Cutremurul s-a produs luni în jurul orei 17 la o adâncime de 15 km în zona seismică Gorj și a fost urmat de două replici de 2,4 respectiv 3 grade pe scara Richter. S-a simțit în Gorj, în municipiul Târgu Jiu, dar și în alte orașe precum Drobeta, Turnu Severin, Craiova și Râmnicu-Vâlcea. Eram în pat și s-a legănat 4 de 4 ori așa. La ce etaj stați? La 3. La 3? Da. De la etajul 1 n-am simțit. N-ați apucat să reacționați? Nu, nu, pe aș, am văzut că să din ce în ce să zic, nu mai era tare. Prima dată a fost tare și după aia s-a dat înapoi. Eu mă aflam la studio, undeva la etajul 3 al unei clădiri din Nicurcea și am simțit două balansări ale clădirii destul de serioase. Eu le-am simțit efectiv pentru că chiar eram într-o mică pauză, după care o a treia, parcă, un a treia balans și apoi totul s-a liniștit. L-am întrebat pe colegul meu, Gabin, care era la mixer, dacă a simțit și el. Și mi-a zis, bă, cred că am simțit și eu ceva, dar nu era foarte sigur, dar eu l-am simțit chiar din prima. În cazul unui cutremur, populația este sfătuită să stea departe de ferestre, obiecte de mobilier care se pot răsturna și să evite deplasarea pe scări sau cu liftul. În caz de cutremur, ce așa faceți? Ce să vă, ne băgăm sutocuri la uși. Restul cu voia Domnului. În 77 ce ați făcut? În 77 eram plecat. Nu l-ați spus. În 77 eram în Ostroveni, în Ceuri. Și m-am pus la burtă, pe burtă, pe parchet. Și am stat acolo. N-am ieșit afară, nu nimic. N-a picat nimic? Nu. N-am avut nicio problemă. Dacă cetățenii sunt surprinși în interiorul unei clădiri, cel mai important este să-și păstreze calmul și să nu intre în panică. Panica face foarte multe victime de fiecare dată. Să îi liniștească pe copii și pe bătrâni sau pe cei care nu sunt, de exemplu, dacă este cineva în scaun cu rotile, să-i blocheze roțile de la scaun pentru a nu se deplasa, să nu se așeze lângă piese grele de mobilier, sub piese înalte, la șifoniere înalte, sub lustre. Ideal ar fi să se așeze sub o masă sau o piesă foarte solidă, un birou, sau dacă nu există posibilitatea aceasta, să stea sub oglindă. Sunt foarte mulți care cup pe scara blocului. Nu este recomandat sub nicio formă acest lucru, pentru că oscilațiile cutremurului fac foarte grea deplasarea, iar scările pot chiar pica. Nu este recomandat să folosească nici liftul, iar dacă cineva este surprins în lift, să apese butonul de oprire, să selecteze următorul etaj și să coboare din lift. Nu este recomandat nici ieșirea pe fereastră în caz de cutremur. De ce? Pentru că geamurile de obicei se sparg la un cutremur masiv și pot fi răniți. Dacă sunteți surprinși de cutremur pe stradă sau la volan, trebuie să vă păstrați calmul și să respectați mai multe reguli. Deplasarea cu mașina în timpul unui seism nu este recomandată, spun reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență Vâlcea. Dacă se surprinde în afara casei, să încerce să găsească un loc deschis în care să adăpostească, să fie la cel puțin 10 metri de linii de înaltă tensiune, de stâlpi, de copaci, de obiecte care ar putea cădea și pe care ar putea răni, de clădiri. Să găsească un spațiu deschis, un câmp, o zonă deschisă în care nu sunt nici stâlpi de înaltă tensiune, nici de telefonie, nici obiecte, nici copaci care ar putea cădea. Își pot continua deplasarea cu automobilul, de exemplu? Dacă sunt surprinși în automobil, ideal ar fi să oprească pe loc, dar să nu fie sub poduri sau un tunel. Deci să oprească într-o zonă tot așa liberă, într-o parcare, într-o zonă mai retrasă și recomandarea rămâne ca și pentru cei care sunt prinși afară, nu lângă copaci, nu lângă stâlpi de înaltă tensiune, nu lângă stâlpi de telefonie, pancarte, panouri publicitare sunt foarte periculoase, pot cădea. Să oprească obligatoriu, da. În cazul în care pământul se cutremură mai tare, iar clădirile cedează, populația este sfătuită să nu aprindă brichete sau chibrituri sub dărâmături și să lovească ritmic o țeavă sau un perete pentru a atrage atenția echipelor de salvare. Important chiar este să-și acopere nasul și gura cu o batistă, cu o bucată de material și sub nicio formă să nu aprindă brichetă, chibrit, lumânare, pentru că pot fi gaze acumulate. Dacă ar fi posibil și dacă ar avea la ei, ar fi bun semnalizarea cu o lanternă sau un fluier. Un fluier ar fi ideal pentru a fi auziți de forțele de intervenție. Dacă nu au așa ceva asupra lor, ideal este să bată ritmic
într-o țeavă sau în perete, în bucata de zid căzută sau unde sunt prinși, pentru a fi auziți de forțele de intervenție. Deci să facă zgomot. Să facă zgomot, dar să evite să țipe. Deci să facă zgomot prin bătaie, prin lovire a unei țevi sau se ascultă foarte atent aceste lucruri. De ce să nu țipe? Probabil asta e primul instinct. Să nu țipe pentru că nu vor ști, zgomotul se propagă diferit și nu vor ști de unde vine, pentru că multă lume va țipa în jur și nu vor ști de unde vine țipătul. În schimb, bătaia se va auzi foarte bine și foarte clar și forțele de intervenție, da. Unele dintre aceste recomandări sunt cunoscute de cetățeni, mai ales de cei care au supraviețuit cu tremurului din 1977. Aceștia cred că instituțiile statului ar trebui să fie ceva mai active și să organizeze cursuri de pregătire a populației în caz de seism. Să se facă niște cursuri, adică eu așa zic, cum era pe vremea lui Ceaușescu. Pe vremea lui Ceaușescu te instruia în toate domeniile. Se făceau cursuri până când și de moașe sanitară. Eu am făcut curs, fiind lucrând la Olchim, m-au trimis combinatul să fac cursuri de 2 ani. De n-aveam nicio treabă cu. Dar pentru cultura ta, în caz dacă un coleg îi se face rău, să știi ce trebuie să-i faci. Da. Pe când acum nu se mai face nimic, nu vedeți? Nu pentru noi, că noi suntem în vârstă. Dar e vorba de nepoții și copiii noștri. Tineretul de astăzi.